Aflate în grija societății locale de salubritate Ecosal, containerele de tip Iglo au devenit de mult ținta tinerilor teribiliști care le incendiază, în special la lăsarea întunericului. Pentru că nu mai puteau fi folosite, ele trebuie casate, nu înainte însă de a le trece înapoi în administrarea Consiliului Local potrivit legislației. Acest subiect a fost dezbătut în ședința de ieri a Consiliului Local când s-a votat casarea 28 de containere. Directorul Ecosal Ion Ionescu a dat explicații autorităților despre problema incendierii containerelor și despre faptul că nu își asumă nimeni responsabilitatea distrugerilor produse. Să luăm în vedere că aceste containere de 28 care au luat foc și care au fost vandalizate, să le retrocedăm către primărie, astfel ca primăria să poată să le încaseze. Primăria a dat în administrare și are dat în administrare o grămadă de bună. Eu trebuie să înțeleg acum cu cei care le administrează, dar nu știu ce răspunde. N-ar vrea să facem din asta un început. Distrugerea bunurilor de utilitate publică, precum coșurile de gunoi și containerele, este la ordinea zilei pe străzile gălățene, poliția luând măsuri însă insuficiente pentru stoparea acestui fenomen.